Culorile Câmpiei, Tabără Națională de Creație, ediția 6-a. Acesta este evenimentul ce a fost găzduit recent de tabăra de la Zimnicea. 50 de elevi din mai multe județe, mulți din mediul rural, au lucrat în ateliere care au trezit interesul artistic. Pictură, împletituri, tablouri florale decorative, quilling și origami. Elevii au primit material de lucru, au creat după un program bine stabilit, iar lucrările lor au fost expuse într-o frumoasă expoziție. Micii artiști au luat contact cu zona, punctul cel mai de sud al țării, au propus diverse activități, carnaval, jocuri sportive și dans. Activitatea artistică s-a desfășurat sub genericul relația dintre mediul înconjurător și universul copiilor. Interesant este faptul că o serie de elevi au fost inițiați pentru prima oară în activitatea de creație, beneficiind de profesionalismul unor cadre didactice abilitate. Micii artiști au plecat din tabăra Dunărica Zimnicea cu frumoase impresii, mai buni, mai voioși și mai prietenoși, cu imagini de neuitat.